Bine ați venit la ședința Consiliului Județean de astăzi, ședința ordinară a Consiliului Județean. Am să comunic programul, dar înainte de a comunica programul, vreau să vă felicit pe toți că în cursul săptămânii ăsteia noi toți am împlinit un an de zile de când am depus jurământul. Mă simt onorat să fiu în prezența noastră, mă simt onorat pentru faptul că am lucrat un an de zile împreună și pot să spun că fiecare dintre noastre, așa cum am jurat, am reușit să ne ținem jurământul. Îmi doresc atât pentru noastră cât și pentru mine personal ca și după încă un an să putem spune acest lucru. Cel mai important lucru pentru cetățean este ca noi să reușim să ne ținem ceea ce am promis. Vă mulțumesc și vă doresc încă mulți ani în slujba cetățenilor. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 451 din 22.10.2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor, la ședința din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți 36, 2 sunt prezenți online. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, au fost invitați la ședință să participe doamna profesor universitar dr. Eugenia Harja. Bine ați venit, doamnă! Alături de dânsa este domnul rector al Universității din Bacău, domnul Carol Șnacovski, domnul profesor și domnul președinte al SIF Moldova, acum al Costel Ciocea, îl salut. Și îmi cer scuze că nu colega noastră de catedră, presupun. Doamna prorector universitar Marcela Danu, doamna profesor universitar. De asemenea, sunt alături de mine, practic, colegii, foștii mei colegi și actuala conducerea Direcției Județene de Statistică Bacău, doamna director executiv Oana Mbuța Strângaciu, care este și ea lectorul universitar, doctor colegiul și la facultate cu mine și un specialist de nădejde în care am toată încrederea. De asemenea, doamna director adjunct Daniela Gărgirescu, pe care cred că le cunoaște ca amândouă de la ședință, că m-au înlocuit de multe ori. De asemenea, actualul șef de serviciu de AAS, care mi-a fost și student, Claudiu Rupi, și în urmă și soțul meu, care m-a fost colaborator în ultimii ani de statistică. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, doamna profesor! De asemenea, domnul Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, doamna Lenuța Ardeleanu, director executiv, Serviciul Public Județean de Drumuri, doamna Nina Chiper, director CRAB, domnul Romil Botezatu, director Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului, doamna Olguța Pățu, director Școala Populară de Arte și Meserii și, bineînțeles, directorii și direcțiilor aparatului de specialitate, cărora le mulțumesc pentru activitatea pe care au desfășurat-o într-un ritm susținut, în așa fel încât astăzi să avem pe ordinea de zi hotărârile care le aveți la mapă. Am să mulțumesc și prezenții mass media. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordine de zi este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 15.10.2021. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din 19.10.2021. Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, doamnei profesor universitar dr. Eugenia Harja, personalitate marcantă în domeniul educației și științei băcăoane.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2021. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3-2021 al județului Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2, aliniatul 2, din acordul de colaborare ce constituie anexa 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 2/2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic intitulat Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG207D, limită de județ Neamț-Traian, DN2F, kilometru 28 plus 000, 50 plus 254, DG241, limită de județ Vrancea, Podul Turcului, Izvorul Berheciului, kilometru 25 plus 000, 83 plus 368 și DG241, Izvorul Berheciului, Secuieni, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114 cu modificările și completările ulterioare. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG207F, DN2F, Săucești, kilometru 0 plus 00, 0, kilometru 3 plus 254 județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitate și modernizare DG241A, Roșiori, intersecție DG241C, Pădureni, intersecție cu DG159, kilometru 92 plus 0,19, kilometru 97 plus 424, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG159 Dămenești, limită de județ Neamț, kilometru 31 plus 115, kilometru 36 plus 400, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241C, Valea Mare, limită de județ Neamț, kilometru 4 plus 050, kilometru 6 plus 938, limită de județ Neamț-Lipova, limită de județ Vaslui, kilometru 9 plus 450, kilometru 24 plus 110, în lungime totală de 17,548 km, județul Bacău, trotuarele kilometru 4 plus 050, kilometru 6 plus 938, kilometru 9 plus 450, kilometru 10 plus 400 și kilometru 20 plus 730, kilometru 24 plus 110 prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare, drum județean DG119, Bacău, Faraoan, kilometru 1 plus 680, kilometru 12 plus 300, tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4 plus 400, kilometru 10 plus 466, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții. Modernizare DG252, Gioseni-Pâncești, kilometru 18 plus 700, kilometru 30 plus 100, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, înlocuire podeț DG119D, kilometru 8 plus 592, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii pentru anul 2021-2022. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării și modificarea unor tarife de transport
pentru prestarea serviciului de transport public de persoane pentru unele trasee județene. 18. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului Aniversarea Universității Vasile Alexandrii din Bacău, 60 de ani de învățământ superior de stat bacăuan. 19. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău asupra imobilului teren, având număr cadastral 16402 și încetarea contractului de administrare numărul 10559/720 din 0307/2017. Supun la vot ordinea de zi așa cum v-a fost prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? În unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Supun la vot, poftim? Supun la vot în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, alte decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Compania Regională de Apă Bacău S.A. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 184 din 19.10.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 32.262.620 în conformitate cu prevederile articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. 4. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 211/2020 pentru stabilirea taxelor locale prevăzute la legea numărul 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2021 și abrogarea implicită articolului 5 și articolului 9 din hotărârea Consiliului Județean numărul 211/2020 pentru stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute la legea numărul 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2021. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel și Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău în vederea implementării parteneriatului privind realizarea expoziției de bandă desenată Povestiri de Holocaust Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău, aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145/2021. Și 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Înainte de a supune la vot ordinea de zi suplimentară, am eu un amendament. Aș vrea să mut de la poziția 3 suplimentare, proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 32.262.000 lei, aș vrea să-l mut după la punctul 4 de la ordinea de zi principală. Că spun și am să vă fac și motivarea de ce doresc acest lucru, pentru că dorim să trimitem cât mai repede la trezorerie acest proiect, să-l semnăm în timpul ședinței, tocmai pentru a nu mai pierde timp. Noi, când s-a aprobat în ședința trecută s-a aprobat, îndreptăm o eroare materială, de fapt, a hotărârii. Și o săptămână deja am pierdut timp ca atare cu voia dumneavoastră și o să supun inițial la vot amendamentul
Dacă sunteți de acord, aș vrea să trec la poziția 4. Da, 4. Cine este pentru? Supun la vot amendamentul. Vă rog. Da. Mulțumesc. Domnule președinte, probabil știți că proiectul 72 au ajuns cu câteva minute sau ore înainte de ședință. Așa este. Proiectul 7 aseară la ora 19:16 minute, iar proiectul 2 la ora 9:02 minute. Eu știu că dumneavoastră aveți o părere foarte bună despre consilier, despre capacitatea lor de analiză și sinteză, dar cred că de data asta ne depășește. Volumul și temele ne depășesc capacitățile noastre. Nu putem să acceptăm ca aceste două proiecte să fie tratate așa cu ușurință sau, de fapt, să fim în impozitate de a da un vot în cunoștință de cauză. Cred că ar trebui retrasă de pe ordine de zi. Cel puțin grupul Consiliului Liberal solicită retragerea de pe ordine de zi. Putem face o ședință extraordinară, dar dați-ne pe gaz să le analizăm, să le studiem și să votăm în consecință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier județean. O să supun la vot acest amendament și al noastră, așa cum prevede codul administrativ. Supun la vot amendamentul în ordinea formulării. Cine este pentru amendamentul propus de mine? Mulțumesc. Unanimitate, dacă nu mă înșel. Amendamentul a fost supus aprobării. Am să supun amendamentul domnului consilier județean către aprobare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă? Celălalt abțineri? Haideți, nu numărați, că se vede. Abținerile, să ridice mâna, că două i-a fost ușor să numărăm. Haideți să vedem. Dați-mi și mie numărul. 23 de abține. Haideți să terminăm numărătoarea, că avem timp să facem și intervenții. Doriți să faceți intervenție pe vot sau ce? Mai facem o recapitulare, dacă doriți. Trebuie să fie 11 pentru, deci vorbim acum de amendamentul propus de domnul consilier județean. 11 pentru, 2 abțineri și 23 de abțineri și 2 împotrivi. Da, dați-vă, mă, am văzut. Stați un pic jos, dacă vreți, mai repetăm o dată, ca să nu fie niciun lucru. Vă rog, cine este pentru? Rezultatul votului. Deci se aprobă amendamentul domnului președinte și se respinge amendamentul domnului Cezavoteanu cu 13 pentru, 2 abțineri și 21 abțineri și 2 împotrivi. Vă mulțumesc. Poftiți, domnul consilier județean. Problema ridicată de colegă, de exemplu, vă dau dreptate cu proiectul care l-ați adus în față. Într-adevăr, este o problemă urgentă referitor cu un comun, cu suma de comun. Însă, la cele mai proiecte care sunt, este ordinea de zi, legitora prevede, în caz de urgență, în care juridicul trebuie să motiveze în raport care e motivația urgenței la cele mai proiecte. Deci, nu e o problemă de vor, e o problemă în care, când ajunge un proiect
de azi pe mâine, trebuie motivat cu urgență și doamna secretar general cunoaște această problemă. Deci nu este o problemă de vot, suntem noi de acord sau nu suntem de acord. Când apare o problemă urgentă, într-adevăr, trebuie motivată și spunem proiectul ordine de zi. De asta aș vrea să clarific problema politică. Da. Adică, deci rugămintea mea este la fiecare proiect, când apare peste ordine de zi, să fie motivat în raport care este motivația de trebuie extraordinar peste ordine de zi pus un proiect. Deci noi suntem, de acord că apare problemă extraordinară, e noaptea, nu e o problemă. Problema este dacă într-adevăr este o problemă urgentă și nu suferă o dezbatere normală într-o ședință ulterioară. Da. Dacă doriți să vă răspund eu, dacă nu, poate să vă răspundă și doamna secretar Geam. Referitor la cele două puncte de pe ordine de zi, sunt două chestiuni. Una legată chiar foarte urgentă. Mi se pare că lipsa salariilor la DGASPC e destul de urgent. Pe de o parte. Pe de altă parte, pentru a face o organigramă pe DGASPC, a trebuit să se obțină foarte multe aprobări. Știți că există o autoritate tutelară care i s-a înmânat această organigramă, ea se lucrează de vreo 3 luni de zile și nu am putut să supun aprobării consilierilor județeni decât după ce a venit avizul, pentru că a suferit modificări în urma propunerilor și propunerilor făcute de către autoritatea tutelară a DGASPC-ului. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect, știți foarte bine că noi, într-o ședință extraordinară, am aprobat niște sume pentru plata salariilor. Ori nu ne putem permite ca în acest moment, ca pe luna următoare, dacă nu găsim niște economii, să mergem tot așa cu întârzieri la salarii. Ei, mi se pare destul de urgent. Referitor la punctul celălalt, că ați văzut că e o modificare la aparatul administrativ al Consiliului Județean, acolo este o urmare firească a hotărârii pe care ați votat-o acum o lună de zile referitor la reorganizarea aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Este doar o urmare a acelei hotărâri. Deci nu e nimic greu de văzut că așa cum am prevăzut în prima hotărâre de Consiliul Județean de reorganizare, acum n-am făcut decât să ne ținem de cuvânt, respectiv să diminuăm schema de personal de la nivelul Consiliului Județean. Respectiv o diminuare de 20 de posturi, printre care o să și vedeți în prezentare, o să o prezint de față cu noastră, și posturi de conducere, tot din rațiuni de, să zic, eficiență. Asta este motivarea. Dacă am fost clar, bine, dacă doriți o motivare juridică din alt punct de vedere legal, doamna secretar. Ce se întâmplă? Într-adevăr, ce ați spus că a solicitat avize, au durat timp, dar pentru organul deliberativ, care este cel mai important în această procedură, mi se pare normal, într-o ședință ordinară, dar și consilierii să aibă timp să vină cu propuneri, să analizeze acest proiect de hotărâre. Nu era o urgență de aseară pe astăzi, un proiect așa important pentru o direcție care înseamnă aproape 2000 de angajați. Deci este, din punctul meu de vedere, suntem de acord, venim și noaptea când este urgent, dar proiecte care într-adevăr sunt urgente și cu timpul gămintea, dar fiecare proiect, raportul când apare peste ordine zi, să fie motivația juridică, așa prevede legiuitorul. În momentul în care apare care este urgență, nu, motivarea urgenței trebuie în raport în momentul când apare un proiect peste ordine de zi. Motivarea urgenței. Okay. Mulțumim frumos. Da?
Da, vă rog, domnul. Eu m-aș fi așteptat la domnul consilier Bărciu să vină cu o veste bună. Urmarea intervenției consilierilor județeni la Guvernul României, din care fac parte, să li se dea acele datorii către DGASP pentru serviciile sociale prestate și să nu mai fi nevoit să facem un lucru. Și aici consider că e un grad de urgență, nu ceea ce spuneți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc că am să supun, dacă nu mai sunt alte intervenții, doresc să completez noastră. Mulțumesc, domnule președinte, foarte, foarte scurt pentru a fi la obiect. Vă rugăm, domnule consilier, să observați că avizul consultativ de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru proiectul de hotărâre care vizează organigrama și statul de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are număr cu dată de înregistrare 28-10-a, ca să nu existe niciun dubiu. Pe de altă parte, va avea conștiință că de pe ordinea de zi, cel care poate să retragă un proiect este doar inițiatorul conform codului administrativ, ceea ce a făcut domnul președinte nu este altceva decât o întărire a rolului activ a deliberativului, da? Ca să fim foarte bine înțeleși asupra acestui punct de vedere. În privința rolului regulamentului de organizare și funcționare, exact așa cum a spus și domnul președinte, o punere clară în operă a ceea ce ați votat deja acum 30 de zile, dar și exact ceea ce a promis executivul la început de mandat, să începem să lucrăm mult mai coerent, mult mai profesionist, mult mai fluid în actul administrativ, așa cum cred că rezultă la o primă și degajată citire a proiectului de hotărâre pe care vi l-am supus aprobării astăzi. Mulțumesc! Am să dau citire ordinii de zi suplimentară. Nu, supun la vot, am citit, da, supun la vot proiectul de vot, ordine de zi, așa cum v-am fost prezentată. Cine este pentru? Voturi împotriva? Vă rog să numărați ca să... Se abține cineva? 11 împotrivă. Deci proiectul de ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu amendamentul și cu amendamentul făcut inițial. Vă mulțumesc! La punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.10.2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.10.2021. Conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 15.10.2021 și al ședinței extraordinare de îndată din data de 19.10.2021. Totodată, în legătură cu compatibilitățile pe care nu mai le iau ca și dispoziții, dacă știți că aveți o astfel, da? Vă rog, da. Nu particip la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară. Mulțumesc. Și eu. Punctul 17 nu voi vota. Nu participați. Nu particip. Domnul consilier Creța, vă rog. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Sau care a devenit 10, dacă ați zis. Care a devenit 10. Vă mulțumesc. La punctul, supun la vot aprobarea proceselor verbale. Cine este pentru? Voturi împotriva? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Procesele verbale au fost aprobate în forma prezentată. Am să trec la punctul 3 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare
a județului Bacău, doamnei profesor universitar dr. Eugenia Harja, personalitate marcantă în domeniul educației și științe băcăoane. Îmi face o reală plăcere astăzi să vă confer titlul de cetățean de onoare. Noi suntem onorați de prezența noastră și aș vrea să dau citire referatului de aprobare. O să-l citesc eu pentru că, într-un fel sau altul, chiar sunt încărcat de emoții. Și s-ar putea să nu-mi găsesc cuvintele care dumneavoastră le meritați. Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău, doamnei profesor universitar doctor Eugenia Harja, personalitate marcantă în domeniul educației și științei băcăoane. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean, am propus acordarea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău, doamnei profesor universitar doctor Eugenia Harja, personalitate marcantă în domeniul educației și științei băcăoane. Prin raportul numărul, Comisia pentru Educație, Cultură, Artă și Religie a Consiliului Județean Bacău a avizat favorabil propunerea privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău doamnei profesor universitar dr. Eugenia Harja. Fericirea unui om nu constă în lipsa dorințelor, ci în cunoașterea lor perfectă. Liderii nu se nasc, ci devin. Ziua de astăzi este despre un astfel de om, un om care a devenit lider, descoperind zi de zi fericirea și învățându-i și pe alții cum să o găsească. Și pentru că vorbeam despre cunoașterea perfectă, 39 de ani, 8 luni și 8 zile, însumând 14.495 de zile, din care 22,4% în funcție de execuție, 3.246 de zile și 77,6 în funcție de conducere. 11.249 de zile, iar din acestea 17,7 ca director adjunct și 82,3 ca director. La acest moment din viața, din totalul zilele de viață, 63% le-a petrecut în statistica oficială alături de colegii din Direcția de Statistică Bacău. Aceasta este o viață de om descrisă, în puține cuvinte, dar cu acuratețe de statistician. Deși nu mă pricep la statistică, să știți. Aceasta este un hectar de performanță valorează cât o lume întreagă de promisiune. Profesionalismul înseamnă să știi cum să faci, când să faci și să faci. Eugenia Harja, doamna despre care vorbim astăzi, reprezintă profesionalismul transpus în artă a performanței. O femeie responsabilă, cum despre sine însuși spune, mi-am asumat responsabilitatea întemeierii unei familii și a creșterii unui copil, responsabilitate pe care, din păcate, mulți prea puțin nu și-o asumă în ziua de azi. Mi-am asumat responsabilitatea conducerii unei echipe într-un domeniu în care m-am specializat, cerând mult în primul rând de la mine și apoi de la ceilalți. Mi-am asumat și greșelile pe care le-am comis alături de echipa mea. În data de 12 octombrie 1981 a început activitatea la Direcția Județeană de Statistică Bacău, urmare a repartiției guvernamentale la absolvirea Facultății de Planificare și Cibernetică Economică din ASE București. La 1 septembrie 1990, la 32 de ani, a fost numită director adjunct la DGS, coordonând direct activitatea de sinteză a instituției, iar 5 ani și câteva luni mai târziu a fost numită director al Direcției Județene de Statistică Bacău. Să știți că e lungă expunerea. Sper că nu... În anul 2003, după aproape 6 ani de școală doctorală, sub îndrumarea profesorului universitar dr. Elisabeta Jaba, îi se conferă titlul de doctor în științe economice, domeniul cibernetică și statistică economică, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În 2005, la data de 25 mai, a devenit conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice a Universității Vasile Alexandri din Bacău. La data de 30 septembrie 2009, îi se conferă titlul de profesor universitar. A urmat apoi o serie de activități în domeniul didactic, participând la cursul module de formare, module
E în franceză. Vă spun în română ca să nu greșesc. Nu vreau să fac deliciu presei. Modulul de formare a formatorilor din metodologia anchetelor pentru Comisia Națională de Statistică din România. Apoi a derulat activități de predare în programul de masterat la metodologie statistică și științe sociale de la Universitatea Pierre Mendès din Grenoble. Franța ca profesor invitat în programul Erasmus. În perioada martie 2008-15 septembrie 2011 a fost aleasă șef a Catedrei de Marketing Management a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău, iar ulterior a Departamentului Marketing și Management în mandatele 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023. Este membru al Senatului Universității Vasile Alexandri din Bacău și în diferite comisii de specialitate, îndrumând până în prezent la disciplinele statistică și economie 30 de generații de studenți. Meritele deosebite, pe cum și contribuția adusă la programele de teorie și practică statistică românească, au fost recunoscute prin conferirea a numeroase diplome de excelență. Președintele Institutului Național de Statistică i-a acordat în 12 iulie 2004 și în iulie 2008 diploma de excelență în statistică. Societatea Română de Statistică din București i-a conferit în data de 21 decembrie 2005 diploma de excelență pentru contribuții la diseminarea datelor statistice economice. Aceeași societate i-a conferit în data de 22 decembrie 2006 diploma de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea și perfecționarea învățământului academic de profil în data de 19 decembrie 2007. Diploma de excelență pentru dezvoltarea statisticii teritoriale în decembrie 2008. Diploma de excelență pentru promovarea culturii statistice în decembrie 2012. Diploma de excelență pentru înalta performanță în activitate. În 22 iunie 2019, Senatul Societății Științifice de Management din România i-a conferit distinție magna cum laude în semn de recunoaștere și înaltă apreciere a participării active la realizarea proiectului Comor, cercetare inedită de mare avergură la nivel național a culturii organizaționale din companiile românești. În semn de recunoaștere a întregii activități pe linie profesională, este prezentată ca personalitate în Enciclopedia Județului Bacău, editura Agora 2007, în Enciclopedia Personalităților din România, editura Habner, în 2011, Economiști Agrari și Statisticieni, editura Ceres 2011, precum și în cele patru dimensiuni ale feminității românești, editura Neverland 2010. A avut și o colaborare de excepție atât cu statistica oficială, cât și cu mediul statistic academic din țară, precum și din Republica Moldova și Franța. Este membru fondator ESOP, Fundația Academică pentru Studii Socioeconomice și Prognoze, cu sediul în Iași, a Societății Române de Statistică, filiala Iași, societate care reunește marile personalități ale vieții științifice din țară în domeniul statistic, atât acele academice cât și acele oficiale. Menționăm faptul că doamna director, că a fost director proiect Universitate Parteneră Proiectarea Structurii Platforme Publice pentru diseminarea facilă a informații de mediu la nivelul întregii societăți, proiect național câștigat prin competiție, realizat în cadrul acordului de parteneriat între ASE București, Centrul Național de Pregătire în Statistică, Universitatea Artifex și Universitatea din Bacău. A fost în echipa de cercetare a 31 de granturi internaționale a INS București, obținute prin competiție pe bază de contract grant în străinătate sau prin alte modalități competiționale. A fost membru în echipa de cercetare a 6 proiecte de cercetare națională, CNPS București, a fost membru expert în monitorizarea proiectului POSDRU, extinderea oportunității de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri, unde partener principal a fost Universitatea Vasile Alexandru din Bacău. A fost membru în 10 contracte de cercetare Ericsson cu Eurostat, Banca Mondială, în proiectul POSDRU, pregătire practică pentru piața muncii, proiect POSDRU FSE. Un om mare își arată măreția prin felul în care îi tratează pe ceilalți.
iar pe termen lung, caracterul este decisiv pentru destinul unui om. Vă citesc, doamnă, mă consider o femeie naturală ca și comportament, nu am încercat niciodată să fiu altcineva, întotdeauna m-am comportat firesc, natural, așa cum sunt eu, cea adevărată, cu bune și rele, în relația cu prietenii, colegii, subalternii sau șefii. Niciodată nu au avut importanță gradele, funcțiile, ocupațiile celor cu care am relaționat, comportându-mă la fel cu fiecare dintre ei. I-am apreciat întotdeauna pe cei ajunși în funcții mari, care au lăsat ceva bun în urma lor, cu comportament firesc, natural, fără ifose și supraevaluări. Am preferat întotdeauna să mi se spună direct, fără ocolișuri, ceea ce se dorește, decât să aud din diverse surse interpretări. Vă recunosc perfect. Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit. Astăzi dorim să aducem omului pe care îl prețuim această convingere, oferindu-i noi, Consiliul Județean și prin noi, cetățenii județului Bacău, întregul nostru respect și admirația noastră, doamnei Eugenia Harja, personalitate marcantă a comunității băcăoane, promotor al educației, culturii, valorilor, excelenței și înaltei morale în societatea noastră. Față de cele prezentate, în semn de prețuire pentru tot ceea ce a realizat în domeniul educațional și didactic băcăoan, având în vedere prevederile legale în materie, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre, având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, având ca obiect conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, doamnei Eugenia Harja, motiv pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru conferirea acestui titlu doamnei profesor universitar, dr. Eugenia Harja, personalitate marcantă în domeniul educației și științei băcăoane. Am ținut să citesc eu referatul de aprobare, pentru că nu cred că mi-aș fi găsit cuvintele cele mai potrivite să vă pot să zic așa, zugrăvi la adevărata valoare pe care dumneavoastră o meritați. Trebuie să recunosc că sunt încărcat de emoție. Eu v-am cunoscut atunci când eram subprefect și v-am cunoscut așa cum foarte bine dumneavoastră v-ați caracterizat singură. Fără ifuse, fără pretenții, direct, și tocmai de asta, respectul meu personal, pentru că acum vorbesc în numele meu, se îndreaptă către dumneavoastră, respect, admirație și, nu în ultimul rând, un model de om. Vă mulțumesc că v-am cunoscut. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, stimați domnilor vicepreședinți, domnul secretar general, doamnelor și domnilor consilieri județeni, nu știu cum să fac, să fiu, cred că mai bine așa, ca să-mi fiu cu spatele la nimeni. Vă mulțumesc în primul rând pentru frumoasele cuvinte pe care le-am auzit. M-au impresionat, eu sunt învățată să vorbesc mult în fața unei mulțimi mari de oameni. Numai în sala aceasta câte instruiri am ținut și pentru recensămintele trecute de mi-a ferit vocea, dar astăzi este într-adevăr un moment cu totul deosebit. Am auzit câteva cuvinte despre viața mea. Unele din acestea chiar le-am uitat, mi le-ați adus aminte. Mulțumesc că v-ați gândit astăzi la acest gest simbolic, încă totuși nu s-a votat. Dar mulțumesc oricum că v-ați gândit la aceasta și că ați propus să se confere acest titlu simbolic. Este ceva într-adevăr simbolic. Este o recunoaștere, până la urmă, a întregii mele activități din partea dumneavoastră. Pentru aceasta vă mulțumesc. Până la urmă, este o recunoaștere a profesiei de statistician, care
profesie mai modestă, ca să spun așa, sunt oamenii din spatele cifrelor, oamenii care mereu stau în culise atunci când se întreprind lucruri foarte importante, după cum spunea un mare biolog și statistician englez, Ronald Fisher, de care tot ați auzit. Și așa este adevărat. Întotdeauna în spatele deciziilor importante sau statisticienii care produc aceste cifre și pe care vă bazați, de fapt, deciziile. Dar întotdeauna statisticienii au rămas oameni modești și ei trebuie să se bazeze pe cunoștințe clare. Vreau să spun că atât statistica cât și județul Bacău au intrat în viața mea și m-au adoptat, așa ca să spun până la urmă, în același timp, acum 40 de ani, când am primit repartiția în județul Bacău. De atunci și până acum pot spune că am cunoscut județul Bacău, pe de o parte din viața reală, pe de o parte prin oglinda indicatorilor statistici produși de însăși instituția pe care am condus-o până nu de mult. Sunt multe de spus. Întotdeauna am încercat și am învățat din ce în ce mai mult. Nu m-am oprit niciodată din învățat și niciodată nu este rușine să înveți la orice vârstă. Am continuat pe lumea munca din statistică să mă implic în munca de cercetare și în activitatea didactică și am încercat, sper că am și reușit într-o mare măsură, să transfer o parte mare din cunoștințele și din experiența mea atât tinerilor colegi, cât și studenților. Mereu le-am spus și le mai spun studenților că nu se știe niciodată unde împinge soarta. Nici eu n-am zis niciodată că voi ajunge în Bacău și la statistică. Dar important este ca acolo unde ajung să facă lucruri bune, să învețe mereu, să lucreze cu pasiune, cu simț de răspundere, să nu fugă după câștiguri rapide, imediate, după bani mai mulți, cum se întâmplă ziua de astăzi, și întotdeauna vor veni, dacă au răzare, vor veni și rezultatele. Spun asta pentru că eu cel puțin am rămas statornică, după cum vedeți, primului meu loc de muncă și acestui județ. Chiar dacă și prietenii mei, fie mea copia, știu foarte bine asta, deși nu am spus-o, așa, în gura mare, că în decursul carierei mele am avut oferte greu de refuzat, atât în București cât și în Iași, atât în INSE cât și în mediul academiei. Și cu toate acestea am rămas aici. Și am dus munca începută până la capăt. Aceasta le-aș dori și tinerilor din ziua de astăzi, deși văd că acum este o fugă veșnică după mai mulți bani și poate că nu câștigă experiența nicăieri. Ce să vă spun? Sunt multe de spus, dar nu vreau să vă țin așa mult. Am avut șansa totuși în viață să întâlnesc oameni mari, profesioniști adevărați, care m-au inspirat și care nu numai că m-au inspirat, dar m-au împins mereu să fac tot mai mult și mai mult. Și pentru aceasta am tot decât să le mulțumesc. Am avut de asemenea norocul să am parte de o familie care să mă susțină necondiționat, că ați dorit să fac atributul. Și de asemenea am avut parte de colegi buni, de un colectiv fără de care nu aș fi reușit să fac atât cât am făcut. Nu zic nu, totdeauna este loc de mai bine. Și se pot face mai multe. Dar eu cred că totuși este foarte important că cei ce lași în urmă atacamentul. Iar tinerii colegi, cei rămași și în urmă, să trăiască să ducă mai departe munca începută. Mai mult decât atât, eu sper și sunt convinsă că așa o să se întâmple, pentru că lasă în urmă o echipă bună, formată deja, și eu sper să ridice la nivel de excelență profesia de statistician. Am încredere în ei. În ultimii cel puțin 30 de ani, mai bine de 30 de ani, am colaborat cu marea majoritate a consilierilor județeni. Mai puțin, poate, cu cei care formează astăzi Consiliul Județean. Dar, dacă mă uit în sală
și în spate și în fața, am în fața mea cel puțin trei foști prefecți cu care am colaborat, foști vicepreședințe Consiliului Județean, de asemenea conducători de instituții, parlamentari cu care am colaborat foarte bine și cărora le mulțumesc. Cred că cu toți cu care am interacționat în activitatea mea, până la urmă am răspuns în aceeași manieră, în egală măsură, solicitărilor. Și în măsura în care au solicitat și în care eu am dispus de informații și date statistice, le-am oferit și mi-am angajat expertiza mea în domeniu. Atât cât s-a putut. Deci nu, toate au fost în egală măsură. Am ținut cel puțin statistica departe de orice politică, de orice fel de politică, conform principiilor statisticii europene. Am crezut și cred cu tărie în acest principiu, în respectarea acestui principiu și sper că așa să rămână statistica, să rămână o instituție fără niciun fel de ingerințe și interese din afară. Pentru că atât guvernul, cât și dumneavoastră, în calitate de decidenți politici până la urmă, vă bazați toate deciziile pe care le luați pe datele statistice pe care această instituție le produce. Și nu numai că vă bazați pe aceste date, dar pe de altă parte, eficiența deciziilor pe care dumneavoastră le luați se verifică tot prin intermediul datelor statistice. De aceea este foarte important ca această instituție să rămână departe de politică, să rămână pe mâna specialiștilor, pentru că ea trebuie să rămână o instituție credibilă. Este foarte greu să faci ca informațiile statistice să fie credibile. Se câștigă foarte greu această credibilitate, este dovedită în timp și în toate statele, nu numai la noi. Dar este atât de ușor să dărâm această credibilitate chiar și într-o secundă, încât este bine să rămână pe mâna profesioniștilor și eu cred că am format totuși o echipă foarte bună și sper să rămână așa și să desăvârșească ceea ce am început. Ce pot să spun? Vă mulțumesc încă o dată pentru toate gândurile bune, pentru frumoasele cuvinte pe care le-am auzit. Vreau să vă spun că, într-adevăr, eu mă consider, spun foarte sincer, absolut un om obișnuit. Ca oricare, de pe stradă și ca oricare, de oriunde, de lumea asta. Și nu am făcut altceva decât să îmi fac treaba, să-mi fac meseria acolo unde am ajuns. Și, pe de altă parte, să-mi construiesc o echipă cu care să lucrez, așa cum am crezut eu că este mai bine. Întotdeauna este loc de mai bine și asta este. Atât am putut să fac, cel puțin. Eu zic că, sincer, cred, de asemenea, că sunt și alte personalități marcante în județul Bacău, care prin profesia lor ar merita poate mai mult decât mine să fie astăzi în fața dumneavoastră. Și poate să vă gândiți în viitor și la acestea, pentru că este mare lucru aprecierea. De multe ori face de mii de ori mai mult decât premii bănești sau premii materiale. Aceste aprecieri motivează oamenii, motivează oamenii spre performanță și sunt exemple, zic eu, bune și demne de urmat din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Ați început cu multe proiecte, să le duceți până la capăt, pentru că noi nu dorim decât să fie bine pe lumea aceasta și județul Bacău să se ridice la nivel de vârf, așa cum a fost cândva pe primul loc în această regiune. Noi ne dorim ca prin datele statistice viitoare să se reflecte aceste realizări care vor fi și urmarea deciziilor dumneavoastră. Vă doresc sănătate multă tuturor și să reușiți să le îndepliniți. De asemenea, țin să mulțumesc în ultimul rând și invitațiilor prezenți aici, care nu m-au lăsat singură, ca să spun așa, domnului rector al Universității Vasile Alexandre din Bacău și colegilor mei profesori, de asemenea tinerii conducerea Direcției Județene de Statistică Bacău, copilor mei colegi
și nu în ultimul rând soțului meu și fetiței care undeva probabil se gândește acum la mine. Mulțumesc încă o dată, succes mult și sănătate și încă o dată, urmare și sincer, mulțumesc tuturor! Județean Bacău, număr 186, din 29.10.2021, se conferă titlul de cetățean de onoare al județului Bacău, doamnei Eugenia Harja, în semn de aleasă prețuire pentru cariera impecabilă pe parcursul căreia a promovat excelența și valorile morale în domeniul științei și educației. Vă mulțumesc! Și aici plachetă, cu același solicitat, în măsura în care puterile vor mai ține cu mine. Sigur, că sunteți tânără. Mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc și dacă sunt, vă rog să vă rog, dacă sunt vorbim. Da, da, domnul student. Mă simt extrem de onorat că am putut să particip la acest vot în calitate de consilier județean pentru acordarea titlului de cetățean de onoare doamnei profesor universitar dr. Eugenia Haja. Pe lângă acest fapt, mă simt onorat pentru că mi-a fost student, mi-a fost profesor doamna, chiar mi-a fost coordonator de licență la momentul ăla. Desigur, nota a fost pe măsura coordonatorului. Doamna Haja, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut, pentru statistica și pentru învățământul băcăoanei care în fața dumneavoastră și vă mulțumim mult. Mai sunt doar de cuvânt. Vă rog, domnul student, domnul fost vicepreședinte. Sărbuna. Vreau să vă spun trei lucruri. Astăzi, când am văzut într-un această clădire, mi-am dat seama că am greșit. Am greșit pentru că nu mi-am avut sensoarea de acest eveniment, care mi-a scris că mă omoară și că îi pare rău din toate punctele de vedere. Deci dacă nu o să mai fiu, cu siguranță nu e din cauza COVID-ului. Doamna profesoară, vă știu din ceea ce mi-a spus sora mea, mai mult decât din ceea ce am interacționat noi în perioada 2017-2020. Pe scurt și direct, sunteți un profesor minunat, un om minunat și vă rugăm
să rămâneți alături de noi. Vă mulțumim! Felicitări pentru tot și acest lucru! Mulțumim! Doriți să mai vorbiți, doamna profesor? Nu. Vreau decât să vă mai mulțumesc încă o dată, pentru că nu am avut nicio abținere și niciun vot contra, deci orice era posibil. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc sănătate multă, să trecem cu bine peste toate necazurile din ziua de astăzi și să participați la cât mai multe evenimente de genul acesta, care să aducă lumină și soarele sus pe cer. Până la urmă, asta înseamnă că sunt mulți oameni care aduc realizări județului Bacău și eu sunt convinsă că sunt. Trebuie să-i identificați și să-i promovați, pentru că aceasta, după cum spuneam mai înainte, motivează și stimulează pe mulți din urmă lor. Mulțumesc tuturor pentru colaborare, mulțumesc încă o dată domnule președinte, domnilor vicepreședinți și tuturor celor prezenți. Mulțumesc încă o dată! Și vă dorim să rămâneți la fel de verde și să ne vedem cu toții sănătoși. O să trec acum, o să trecem la pragmatismul ședinții de astăzi și am să trec la punctul 4 de pe ordinea de zi. Da, mai există vreo punctul 4 de pe ordine de zi, așa cum spuneam, proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 184 din 19.10.2021 pentru aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 32.262.620 lei în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Știți că acum în ședința extraordinară pe care am avut-o săptămâna trecută am aprobat o hotărâre, dar am avut o eroare materială, ca atare o îndreptăm astăzi. Dacă nu sunt intervenții pe această hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. O să-l și semnăm ca să plece către trezorerie. Să trec la punctul 5, se va decala ordinea de zi cu această hotărâre. Mulțumesc. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. Aici trebuie făcută... Poftim? Vot secret. Da, e vot secret și trebuie făcută propunere din partea noastră. Vă rog. Da, domnul... Din partea grupului PSD este domnul Dorina Alexandru Norde. Mulțumesc. Propunerea din partea grupului PNL. ALDE, Pro-România, USR Plus. Da, vă rog, domnul consilier județean. Domnul consilier Ilie Bârșu. Am înțeles. Deci, dacă nu mai sunt alte propuneri, domnul consilier Ilie Bârșu și domnul consilier Alexandru Troiu. Vă rog să fie vot secret, deci votăm prin tabletă.
Domnul președinte, înainte de a vota, se pare că grupul PMP a părăsit sală. Da? S-a consultat. Hai, poate să consult. S-a dus la Vila Lacrimi. Dar aș vrea să păstrăm, să păstrăm o, totuși o... Da, ca să cât se votează, eu mulțumesc prezenței doamnei profesor universitar Harja, domnului rector, domnului profesor Ciucea, și colegilor dânsului și soțului. Da? Și noi să ne continuăm lucrările. Pe ce parte? Pe ce parte ieșiți ca să știu după unde vă aștept? Da, am înțeles. Cred că avem o problemă cu transmisia online. Dar eu... Nu înțeleg? Cum? Da. Și ce cu eu? Păi, lasă, nu, eu i-am zis, pleci. Da, 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 îi dăm repede. Deci, să înțeleg că grupul PMP a plecat? Jumătate de stampilă. Nu, n-am vrut să... Da, și că eram pe date mobile, cu da. Da.
vă respirați. Ne puteți anunța votul? 34. Poftim? 34 de participanți, 21 pentru domnul Troiman și 10 pentru domnul Gârdu. Două abțineri. Țineri și o persoană care a răspuns. Da, am înțeles. Deci domnul Troiman este reprezentantul... Da. Vă mulțumesc frumos. Felicitări, domnul Neumann. Spor la treabă. Face la punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Am să încerc să recuperăm așa din partea care am mai trenat. O să prezint eu referatul de aprobare, să vă spun ce modificări s-au produs acolo. E vorba de suplimentarea organigramei la Spitalul Județean cu ceea ce este necesar pentru autorizarea heliportului. E vorba de crearea unei structuri noi plus, cred că nu mă înșel, și partea de pe lângă heliport smurt cu destinație medico-sanitară avem și consolidarea unor compartimente cu număr de post aferent a 14 posturi la radioterapie, pentru că se termină și radioterapia și avem nevoie de posturi suplimentare pentru cel de-al doilea bunker, și 13 avem transformarea stației de hemodializă la centru de hemodializă, ținând cont de numărul de posturi existente și norma de structură aprobată prin ordinul ministrului, transformarea a 4 posturi vacante la compartimentul statistică, evaluare și informatică medicală, stația de hemodializă, apoi suplimentarea de 8 posturi la secția de urologie, un post la blocul operator pediatrie, un post la secția de chirurgie plastică și 9 posturi la secția de chirurgie generală. Cred că n-am scăpat nimic. Dacă ați avut la mapă acest proiect, aș supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotriva? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre. Da, vă rog, aveți o intervenție, domnul consilier Băzău? Uitați, îi dau posibilitatea domnului manager să răspundă. Radioterapia la Bacău funcționează. Dacă referiți la cel de-al doilea muncă, el va fi gata până la finele acestui an. La acest moment se face raportul de energie electrică, aparatul cel nou este montat și până la finalul anului va fi dat în folosință. Și evident o să înceapă lista de așteptare să fie scurtată. Iar la heliport, termenul de pledare este luna februarie 2022, însă aici avem impedimentul creat de pandemia COVID, care ne face să ne adaptăm circuitele mereu pentru a oferi totuși constructorului un front de lucru să poată termina. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul manager! Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în formă prezentată.
La punctul 7 de pe ordine de zi, la proiectul de hotărâre, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2021. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot, vă rog domnul. Mulțumesc, domnul președinte. Doream să știu dacă în această rectificare s-au prevăzut și bani pentru unitățile subordonate. Am înțeles că erau ceva datorii pentru curent, gaze și alte funcționări. Deci nu au fost în proiect și asta vreau să mă asigur. Nu știu ce informații aveți dumneavoastră că sunt datorii pentru unitățile subordonate. Eu vă asigur că Consiliul Județean nu are datorii sau dacă are, sunt în termenul legal. Am înțeles. Deci, nu știu cine va trebui. Nu au bani să-și plătească utilitățile. Pot să vă spun un singur lucru, în schimb. Și cred că ăsta e cel mai important. Cred că ar trebui să ne mobilizăm cu toții de la nivelul Consiliului Județean pe ceea ce pe arcul guvernamental pentru a aproba rectificarea la DGSPC pentru plata salariilor. Asta da, aici e o problemă. Și sperăm ca până când se vor vom ajunge la plata salariilor să se adopte acea hotărâre privind rectificarea bugetară în așa fel încât să se plătească salariile la timp a celor care lucrează în DGSPC. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 pe 2021 în județul Bacău. Ați avut la mapă acest proiect. Aș vrea să-l supun la vot dacă nu sunt obiecțiuni. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2, aliniatul 2, din acordul de colaborare ce constituie anexa 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 2, privind aprobarea proiectului acordului de aprobarea proiectului acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțarea proiectului strategic intitulat Regiunea Nord-Est, axa strategică rutieră Neamț-Bacău DG207 de limită de județ Traian DN2F kilometru 28, kilometru 50 plus 254, DG241, limită de județ Vrancea, Podul Turcului, Izvorul Berheceului, kilometru 25, 83 plus 368 și DG241, Izvorul Berheceului, Secuieni, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114, cu modificările și completările ulterioare. Dacă nu sunt obiecțiuni, aș supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG207F, DN2F Săuceș, kilometru 0 plus 000, 3 plus 254 județul Bacău prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Dacă nu sunt obiecțiuni, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă abțineți? Vă abțineți de la proiectul de la depunere, da? Am înțeles. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
La punctul 10 de pe la punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241A, Roșiori, intersecție cu DG241C, Pădureni, intersecție cu DG159, kilometru 92 plus 019, kilometru 97 plus 424, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Anghel Salin. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG159 Dămenești, limită de județ Neamț, kilometru 31 plus 115, kilometru 36 plus 400, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241C, Valea Mare, limită de județ Neamț, kilometru 4 plus 050, kilometru 6 plus 938, limită de județ Neamț, Lipova, limită de județ Vaslui, kilometru 9 plus 450, kilometru 24 plus 100, 110, mă scuzați, în lungime de 17,548 km, județul Bacău, tronsoarele kilometru 4 plus 050, kilometru 6 plus 938, kilometru 9 plus 450, kilometru 10 plus 400 și kilometru 20 plus 730, kilometru 24 plus 110, prin Programul Național de Investiții Anghel Salin. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Două voturi. Două abțineri. La punctul 14 pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drumul județean DG119 Bacău-Faraoani, kilometru 1 plus 680, kilometru 12 plus 300, tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4 plus 400, kilometru 10 plus 466, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Anghel Salin. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, două abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 15 de pe ordinele de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții în locuire bodeț DG119D, kilometru 8 plus 592, județul Bacău. Cine este pentru? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor școlii populare de artă și meserii pentru anul 2021-2022. Aici am să fac eu o mică pauză, o să-l rog pe domnul vicepreședinte care este inițiator, domnul vicepreședinte Scripăț, să prezinte proiectul. Doamnelor și domnilor consilieri, Școala Populară de Artă și Meserii din Bacău este sub ordinea Consiliului Județean și școlarizează cursanți fără limită de vârstă pe un număr de 18 discipline și anual școlarizăm între 200 și 300 de cursanți. Vreau să menționez că taxele vis-a-vis de anul trecut au rămas total neschimbate și variază între 200 și 400 de lei pentru urmarea cursurilor. De asemenea, taxa de înscriere și taxa de eliberare diplomă, taxa de înscriere rămâne 100 de lei, taxa de eliberare diplomă
50 de lei. Materialele le-ați avut la mapă și vă propun să aprobați proiectul în forma prezentată. Prezentă este și doamna director, Lucio Olbuța, pentru potențiale clarificări vis-a-vis de proiect. Vă mulțumesc! Sunt intervenții pe acest proiect? Da, domnul Bârz, vă rog frumos! Întrebă școală populară de arte este o școală activă și dinamică în comunitatea Bătăoana. Într-adevăr, am uitat la tarife, sunt cele de anul trecut. Veneam cu o propunere, dacă te-am face, sunt copii talentați care se provin din familie necăjite și poate am putea încuraja să oferim câteva locuri gratuite de anumite discipline și de asta vreau să vă consulte dumneavoastră, dragi consilieri, sau pe doamna director, dacă ne poate da un răspuns, dacă am putea, prin hotărâre de Consiliul Județean, pentru copii talentați care nu au venituri și, într-adevăr, își pot descoperi talentul și vocația, să putem acorda câteva locuri libere, fără plată. Aceasta era propunerea mea. Da, mulțumesc, domnul Consilier Județean, am să vă răspund eu. Faceți o propunere de proiect de hotărâre, veniți cu ea, vedem impactul financiar, vedem ce ar însemna acest lucru și în funcție de, nu mă refer la oportunitate, ci la legalitate, vom supune aprobării cu o hotărâre, din punctul ăsta de vedere. Ca să... E greu, cred, ca doamna director să spun acum dacă e în regulă sau nu. Pentru că trebuie văzut totuși care este impactul financiar pe de o parte și pe de altă parte care e cadrul legal. Da? Doamna Pățu, doriți să adăugați ceva? Bună ziua tuturor și mulțumesc că mi-ați dat voie să vorbesc. Vreau să vă spun că ne-am luat măsuri în privința aceasta. Ajutăm pe cei care sunt defavorizați. Avem deja o persoană cu diferite situații, deci vine cu situația de acasă, cu adeverință că părinții nu au servit, sau mă rog, de la Consiliul Local. Deci ajutăm, suntem direcționați. Să înțeleg că nu mai este nevoie de propunerile Consiliului. Ba da, puteți face ca să fim și noi. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Revin la punctul 15, că tot s-a decalat, am sărit un punct și un punct extrem de important. Punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG252B, Giosen-Pâncești, kilometru 18+700, kilometru 30+100, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Anghel Salin. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Punctul 18 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării și modificării unor tarife de transport pentru prestarea serviciului de transport public de persoane pe unele trasee județene. Dacă nu sunt obiecțiuni, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 19 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului aniversare a Universității Vasile Alexandrii din Bacău, 60 de ani de învățământ superior de stat bacăuan. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă?
Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 20 de pe ordinea 21, ba nu, la punctul 20 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău asupra imobilului teren având număr cadastral 16402 și încetarea contractului de administrare numărul 10.559/720 din 0307/2017. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Punctul 21 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, alte decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare, prestate de Compania Regională de Apă Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Două abțineri, nu? Sau o abținere? Da? Mulțumesc! La punctul 22 de pe ordinea de zi suplimentare se prezintă referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean. Am să fac o scurtă prezentare, tocmai pentru faptul că va sosit târziu regulamentul de organizare și funcționare astăzi, dar vă asigur că în urma unei munci temeinice depuse atât de aparatul de specialitate cât și de secretarul general al județului, pentru a avea un regulament în conformitate cu prevederile legale actuale. Și când spun în conformitate cu prevederile legale actuale, nu doar raportat la noua organigramă a instituției, ci mă refer și la corelarea cu codul administrativ. De fapt, aici a fost munca depusă în a corela ceea ce înseamnă atribuțiile Consiliului Județean conform codul administrativ cu organigrama. La fiecare dintre structurile nou create se vor regăsi din codul administrativ atribuțiuni. Noi ne îndeplinim atribuțiunile prin aparatul de specialitate și ca atare o să vedeți în regulament, care va fi evident că public și afișat pe site-ul nostru, o să vedeți fiecare compartiment, fiecare structură pe care dumneavoastră ați votat-o acum o lună de zile, ce atribuțiuni are. În termen de 30 de zile, aparatul de specialitate va reface tot ce înseamnă fișa postului a colegilor din Consiliul Județean, a colegilor din aparatul tehnic, nu numai de specialitate, pentru că aici avem și administrator public, avem și atribuțiuni trecute, cabinetul, și atunci o să vedeți fiecare dintre cei care lucrează în Consiliul Județean ce atribuțiuni îndeplinesc. Pentru mine, și nu numai pentru mine, și pentru echipa Consiliului Județean, este extrem de important să ajungem într-o zonă în care activitatea din Consiliul Județean să fie perfect măsurabilă. Știți că ne străduim și de un an de zile încercăm să devenim cât mai performanți prin măsurarea activității. Fie prin indicatori de calitate, fie prin indicatori de performanță, fie prin indicatori de cantitate, așa cum prevede sistemul de control managerial intern.
Sperăm ca de la anul să intrăm cu această nouă organigramă și cu un sistem de control managerial intern care în acest moment funcționează, dar încercăm să-l punem într-un soft măsurabil care să prezinte activitatea fiecărui coleg din cadrul Consiliului Județean. Pe de altă parte, nu am mai anunțat, dar o fac public acum, am adoptat acum câteva luni, și cred că nu greșesc, dar acum câteva luni, un regulament de ordine internă cu modificări substanțiale, cu faptul că nu numai accesul, dar și prezența se face pe bază de cartelă și plus am mai adăugat anumite lucruri în regulamentul de ordine internă, anumite obligații pentru colegii noștri și responsabilități, evident. Asta am vrut să vă anunț și dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot, vă rog, domnul consilier județean. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Câte abține? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 11 abțineri, da? Vă mulțumesc. Trec la punctul 24. Sper că n-am... La punctul 24 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 211/2020 privind stabilirea taxelor locale prevăzute de legea numărul 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2021 și aprobarea implicită a articolului 5 și articolului 9 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 212/2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de legea numărul 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2021. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 25 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Institutul Național pentru studierea Holocaustului din România Eli Wiesel și Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău în vederea implementării parteneriatului pentru realizarea expoziției de bandă desenată povestiri din Holocaust Bacău. Dacă nu sunt obiecțiuni, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 25 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 145/2021. Aici am să fac eu o scurtă intervenție, de fapt o să fac o prezentare în urma adoptării organigramei acum o lună de zile.
la articolul 2, dacă nu mă înșel, am spus în felul următor. În urma intrării în vigoare a organigramei, se va reduce numărul de posturi care va rămâne disponibil, se vor reduce. Ceea ce se întâmplă astăzi. S-a redus aparatul administrativ a Consiliului Județean cu 20 de posturi, dintre care, cred că nu mă înșel și nu mă înșel la memoria, e vorba de vreo 3 posturi de conducere, director, director adjunct și șef de serviciu, pe de o parte și pe de altă parte și alte funcții de execuție, funcționari publici și personal contractual. E doar urmarea ferească a hotărârii inițiale, ca atare, dacă nu sunt obiecțiuni, aveți aceeași obiecțiune, presupun. Vă rog. Vă rog. Să ne numiți, domnule președinte. Da. Și să vă explic imediat. În proiectul de aprobare a regulamentului de organizare și funcționare, prezentat acum câteva minute, îmi apare o organigramă în care, la sinteza posturilor, am 200. Așa, nu e la regulament, e la organigramă. La organigramă, la organigramă care însoțește regulamentul de organizare și funcționare. Da? Da. Am 255 de posturi în total, din care 3 demnitari în administratul public, 6 la cabinetul de președinte, 245 aparate de specialitate, 28 cadre de conducere, 270 personal de execuție. Să avem nevoie de un regulament de organizare și funcționare. După ce am aprobat regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, evident că ceea ce este peste nivel și ceea ce se poate reduce, am redus prin această organigramă. Să fie să fi strecurat o greșeală. Dar o să o verificăm și evident că o să o facem ca eroare materială în caz de ceva. Dar în mod cert, corpul hotărârii arată și referatul de aprobare, arată ce, unde și unde se reduc. Și de unde se reduc. Adică există în referatul de aprobare, dacă vă uitați, distinct ce anume se transformă, ce se reduce și de unde. Da? Deci o să verificăm și o să... Da. În ședința anterioară spuneați dumneavoastră că ați făcut o organigramă mai suplă. Păi este mai suplă. Și supleția asta așa, iertată în fie, făcută paralela, pentru că văd că la conducere sunt tot 28. Păi, domnul, vedeți? E o diferență de nuanță. Putem să o punem așa la total. Postul de conducere e și șef de serviciu și șef de birou, dar nu este director. Directorul presupune să aibă în subordine undeva vreo 17-18 oameni. Directorul adjunct asemenea. Șeful de serviciu doar 7+1. Organigrama și modul de lucru pe organigramă, vă spun așa că am mai făcut prezentarea asta, dar îmi face plăcere, să știți că chiar îmi face plăcere să răspund. S-a mers pe structura 7+1, 5+1, așa cum prevede legea. Există două excepții unde erau oameni pe post. Și excepțiile respective se referă, pe de-o parte, la zona de dezvoltare durabilă și, pe de altă parte, dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșeală memoria, undeva în zona buget
în zona buget sau economie, ceva din genul ăsta, în zona asta. Dar aceste excepții nu înseamnă că noi am crescut numărul de posturi de conducere. Nici n-am crescut, am redus modul și am redus într-o formă suplă, așa cum am spus, ținând cont de faptul că 4 sau 5 servicii sunt în directa mea subordine. Mulțumesc frumos! Da. Da. Da, doamna secretar. Domnule consilier, ca să nu revenim din nou, să revenim în altă ședință cu ceva ca și îndreptare de eroare, haideți să stabilim un concret. Vorbeați de regulamentul de organizare și funcționare. Vă referați la articolul 20, care prevede în alineatul 6, structura organigramei aparată de specialitate al Consiliului Județean este aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145 pe 2021, nu? Și făceați trimitere la acea hotărâre care, într-adevăr, prevedea cu în plus aceste 20 de posturi care astăzi, prin hotărârea pe care domnul președinte vă supune aprobării, este, într-adevăr, mai mică cu 20 de posturi. Noi nu aveam cum la data aia să trecem altceva decât hotărârea care era în vigoare. Nu aveam cum să aștept nici astăzi, cum ați propus dumneavoastră, să vină după, pentru că ea nu intră în vigoare decât după ce este comunicată, cum bine știți, prefectului județului Bacău. Deci este ok, pentru că după ce se aprobă astăzi în ședință, din punct de vedere tehnic și juridic, după ce se aprobă astăzi în ședință hotărârea pe care tocmai l-a prezentat domnul președinte, aceasta se modifică efectiv corespunzător, pentru că nu este, este o hotărâre care a suferit ulterior modificări. Și dacă nu mă de 30 de zile. Există un termen în care noi a trebuit să luăm, acum vorbim din punct de vedere tehnic, noi cu noile structuri a trebuit să luăm acordurile de la fiecare persoană și a trebuit să facem anumite proceduri administrative în așa fel încât să avem astăzi odată cu intrarea în vigoare acestei organigrame și regulamentul de organizare și funcționare și structura finală a organigramei. Da. Dacă mergem pe logica care a trebuit ca organigrama să reflecte, să fie reflexia regulamentului. Exact asta este. Este. Păi și atunci, dacă asta este din 1-a 9-a, regulamentul, regulamentul l-am făcut pentru organigrama care o găsim aici pe șase la proiect, când mai înțeleg. Domnule consilier, în momentul în care am supus aprobării regulamentul de organizare și funcționare, așa cum este și numele, noi suntem organizați într-o anumită structură funcțională de specialitate, am numit-o în regulament, pentru a nu exista interpretări. De asta v-a vorbit domnul președinte și de cabinetele domnilor vicepreședinte și cabinetul președintelui și de administratorul public care nu fac parte din aparatul de specialitate. Noi nu ne-am referit la număr, noi ne-am referit acolo la structuri. Structuri pe care domniile voastre deja le-ați aprobat în ședința de luna trecută. Deci acum doar punem în ordinea firească a lucrurilor și am venit în fața domniilor voastre, mulțumim că ați aprobat, am venit și am aprobat efectiv funcționarea acestor structuri. Am arătat ce atribuții concrete au, ce obiective și la ce performanță se așteaptă de la această structură. Deci, aici văd funcțiile care dispar, sunt în organigramă. Deci, eu cred că undeva nu să sunteți într-o confuzie. Organigrama a fost aprobată acum o lună de zile. Astăzi s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare. Printr-o altă hotărâre ulterioară, cea pe care v-am citit-o și pe care vă supun la vot, am redus un număr de posturi care a rămas, care undeva nu mai intrau pe această structură. Nu înseamnă că am modificat organigrama. Am redus un număr de posturi. Asta se întâmplă astăzi. Prezentă organigrama care a urcat-o în ședința de luare. Și nu cea de... Deci, repet încă o dată. Una este structura, alta este numărul. Aveți structura, urmăriți, vă rog, regulamentul. Vedeți, aveți un cuprins și după cuprins puteți urmări la fiecare structură, inclusiv de serviciile despre care vorbea domnul președinte și care sunt atașate noi organigrame, o să le vedeți descrise cu atribuțiuni. Se regăsesc aceleași structuri, nimic altceva. Nu mai spun că nu continuăm, pentru că oricum e votat. Deci chiar vă arătăm că e muncit organigrama și păcate. S-a
Supun la tot proiectul de hotărâre a costului, așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Două abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și, nu în ultimul rând, dar punctul 27, așa cum a fost numărat, 26, da, punctul 26 de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Evident că e necesară o prezentare. Eu am să fac o prezentare pe larg sau așa cum, pe ce principii s-a mers la această reorganizare a Direcției Generale de Protecție a Copilului. E o organigramă extrem de importantă și, într-adevăr, așa cum și dumneavoastră ați subliniat, că e vorba de 1900 și ceva de salariați, plus că s-a încercat prin această organigramă, prin această refacere a organigramei și a structurii, să mergem într-o formă eficientă, pe de o parte, dar și economică, a Direcției de Protecție a Copilului, în așa fel încât să avem, nu neapărat, că e greu să spui că poți să faci o organigramă suplă, dar o organigramă aplicată exact pe nevoile beneficiarului, da. Am urmărit, prin refacerea acestei organigrame, să facem economii, undeva la nivelul unui an de zile, o economie de 5 milioane de lei, mă refer la plata salariilor, pe de-o parte. Pe de altă parte, și o folosire eficientă a resursei umane, s-au unit anumite centre, s-au desființat anumite posturi de conducere și s-a mers pe undeva cât s-a putut de mult să respectăm legislația în vigoare referitoare la ce înseamnă un birou, adică 5 plus 1, să nu avem depășiri, ce înseamnă un serviciu, 7 plus 1, și o direcție. Știți foarte bine că ani de zile tot sunt probleme cu banii privind salarizarea. Am încercat să facem de așa natură încât să nu dăm oameni afară, dar în același timp să promovăm și partea de profesionalism. O parte din cei care sunt acolo e o reducere substanțială de 145 de posturi. Nu mă înșel, cred, n-am în față hârtia, dar 145 de posturi. O să vă prezinte la mână domnul director general câte posturi de conducere și câte posturi de execuție. Ulterior vom veni, după reașezarea pe noile funcții și cu a doua reducere, undeva se vor duce până în 270 de posturi. Vă spun că fără să facem asemenea modificări, nu știu cum ar mai fi putut funcționa DGSPC-ul cu un deficit mare de salarii, de bani la salarii, dacă vă dau un procent, să zic așa, de eficiență economică, că salariile la DGSPC reprezintă 80% din sumele alocate, vă dați dumneavoastră seama că era imperios necesar să operăm o reducere de personal. Putem să stăm oarecum, puteam să stăm oarecum pasiv, dar într-un fel sau altul e o măsură extrem de necesară. Am făcut acest procent la fiecare instituție din subordine, să știți, să văd cât înseamnă salarii, cât înseamnă întreținere. Nu o să pot, dacă plătesc salarii, nu o să pot să cresc calitatea în actul social.
Nu poți să crești calitatea cu un 20%, 30%, să zicem, ca și fonduri alocate la, la nivelul anului bugetar. Cred că nu mă înșel și aici pot să-mi dea lămuriri director geam, dar cam ăsta e procentul de salarii care se plătește. Și noi anul ăsta, și cu rectificarea făcută, ne-am dus undeva la 145 de milioane plătiți către DGASPC. Alocare de buget. Și încă mai e nevoie pentru încă două luni. Deci ceva trebuie văzut că nu este în regulă. Gândiți-vă câte investiții putem să facem. Tocmai de asta a fost extrem de necesară această reorganizare și să știți, așa cum v-am promis, și am venit și în fața noastră, am spus și acum un an de zile și pe parcursul ședințelor noastre vor continua și la nivelul altor instituții. Pentru că trebuie să mergem pe eficiență economică și pe investiții mai mult decât pe plata salariilor. Într-un fel sau altul, ne va obliga realitatea să facem lucrul ăsta. Beneficiile acestor reorganizări se vor vedea în timp. Ca atare o să-l rog pe, dacă nu sunt alte intervenții la organigramă, o să-l rog pe domnul director general să prezinte pe scurt modificările aduse la organigramă. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am regăsit. Acum 3 luni și jumătate, să zic, veneam în fața dumneavoastră și domnul președinte mă prezenta. Astăzi vin pentru a susține proiectul și viziunea mea de manager. În vederea unei eficientizări și a unei bune funcționare ca instituție pe care l-am preluat-o. Așa cum a spus și domnul președinte, a fost o ușoară grabă, ca să nu zicem grabă, sau urgență, cum a spus, cum am auzit pe cineva mai devreme, dată de faptul că timp de două luni de zile am colaborat cu Ministerul Muncii și cu autoritatea pentru a aduce această organigramă într-o formă legală și corectă, așa cum trebuia să fie, deoarece direcția din anul 2014, din câte mi s-a comunicat de la Minister, funcționa fără a avea nicio organigramă, pe niciuna din organigramă obținut un aviz. Un aviz care, practic, este consultativ, dar este foarte important. Deoarece de la acel aviz pleacă toate celelalte avize de funcționare a direcției și a centrelor din subordine. Deci, în 2014, aceste avize nu au mai fost solicitate și nici obținute, fiind direcția, în acest moment, fiind în ușoară ilegalitate. Ca să nu zic mai mult. O să vă prezint modificările făcute și dacă mai sunt întrebări, răspund oricărei întrebări. Redus 141 de posturi, 5 posturi de conducere, 136 de posturi de execuție. Din totalul de 141 de posturi desfințate, 47 sunt ocupate și 94 sunt posturi vacante. Practic, modificarea privește personalul administrativ, nu personalul de specialitate, care deservește beneficiarii. Personalul nostru, ținta noastră este să deservim beneficiarii și să fim cât mai aproape de ei. Reorganizarea este pe partea administrativă, pentru că acolo aparatul am sesizat că era încărcat și supra-dimensionat, să zic așa. Cam asta e ceea ce am avut să vă zic. Dacă sunt întrebări, vă rog. Da, domnul Bursu. Da, într-adevăr, este o reorganizare importantă, chiar dacă o parte sunt posturi vacante, dacă dumneavoastră veneați și spuneați că se va merge practic la 270, dacă am înțeles bine, deci e corect, finalitatea va fi aici. Și întrebarea mea ar fi, pentru că în județul Bacău sunt copii bătrâni, cu probleme destul de multe, pentru că riscul de sărăcie este, sunt mulți copii în acest risc, bătrâni, cu picul de
ați făcut și o analiză, domnul director, a situației referitor la beneficiari care sunt, dacă sunteți mulțumiți de serviciile care se prestează acum de direcție. Dar o să răspund eu, dacă da. Și voia noastră. Da, și aș vrea, într-un viitor apropiat, avem și mai târziu un consiliu local, poate există o situație exact cu cea de noi în județul Bacău. Câți copii sunt în risc de sărăcie, în excluziune socială, copii care nu ajung la școală, copiii care sunt în mame minore. Deci sunt multe probleme, dar copii, nu mai spun la bătrâni. Dacă într-o proximă ședință, dacă ne puteți prezenta o analiză și de această direcție, având în vedere că s-a făcut și această reorganizare. Eu am să vă răspund pe de-o parte. Da. Una din direcțiile care le-am trasat a fost să nu se vor reduce beneficiare sub nicio formă, că nu ai cum. Nu putem din punct de vedere legal. Noi am redus doar zona birocratică, care nu afectează sub nicio formă calitatea actului. Am spus mai devreme lucrul ăsta. Doi, modul de lucru sau modul de funcționare a DGASPC-ului a fost modificat. Dar tocmai pentru a fi mai aproape de beneficiar. Sensul acestei reorganizări, asta vreau să vă spun, sensul acestei reorganizări nu este de a reduce numărul de beneficiari, ci de a crește calitatea actului pe care noi o desfășurăm prin DGASPC. Și pentru a crește calitatea actului nu cred că se vede în salarii, ci se vede în investițiile pe care le faci. Cu cât ajungem la un moment dat să externalizăm anumite zone, mă refer la locuințe, prevede și legea la un moment dat, pentru că cei care pleacă se vor duce într-o zonă care e plătită prin alte fonduri, din alte fonduri. Nu va mai fi în spatele Consiliului Județean. Noi aveam până la nivelul, dacă nu mă înșel, aveam niște penalități care trebuia să le plătim dacă nu ne duceam către locuințe, nu mai știu cum să numesc aici, dacă mă puteți ajuta, domn director. Locuințe protejate. Și se reduce din numărul, din cei care fac parte din aparatul DGASPC. Adică este o urmare firească, într-un fel sau altul, noi vom ajunge acolo reducând personalul din DGASPC, nu în sensul că nu mai prestează servicii sociale. Prestează servicii sociale, dar nu mai sunt plătiți de autoritate. Dacă mai simțiți nevoia să faceți completări, domnul director, vă rog. La o a doua întrebare, completarea perfectă, din punct de vedere, să vă spun că nu sunt mulțumit de calitatea serviciilor pe care le oferă DGASPC, de asta la asta muncesc. Vreau să ajung la o calitate mai bună a serviciilor, de unde am găsit. Am înțeles. Ce asta? Și vreau să vă spun un lucru, să știți. Că așa cum noi ne prezentăm activitatea, o să cer la fiecare instituție, la un moment dat, să vină în fața noastră, să prezinte rezultatele managementului. Printre care, în mod evident, și DGASPC-ul va prezenta la un moment dat un raport de activitate pe toată activitatea DGASPC. Am preluat DGASPC că fiind foarte importantă pe zona socială, dar și pentru faptul că acolo au fost într-un fel sau altul cele mai multe situații semnalizate. Să știți că prin corpul de control nou creat, unul din obiective va fi să verifice și DGASPC-ul și alte instituții din subordine. Nu într-o formă de a, să zicem așa, ca amenințare, Doamne ferește, ci doar să vedem cum putem îndrepta lucrurile.
Și să știți că ați observat că sunt extrem, eu așa sper, că ați observat că sunt extrem de transparent în a prezenta în fața noastră orice situație clară sau mai puțin neclară sau care poate genera vreo disfuncționalitate. Dacă nu mai sunt alte intervenții, am să supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? Nu, câte abțineri? 11. Mulțumesc. Haideți să anunțăm rezultatul votului. Deci hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, 11 abțineri, o neparticipare la vot. Gata. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat așadar. Vreau să fac câteva precizări de final. Totuși să notăm astăzi că dumneavoastră ați votat proiectele viitoare pentru județ, mă refer pe infrastructură rutieră, sunt proiecte care se depun pe proiectul de investiții Angel Saligny, totalizează undeva, sper că nu mă înșel, undeva vreo 195 de milioane de euro. Parcă așa, cred că nu greșesc, dacă mă poate corecta, dar cred că doamna director a plecat deja. Sunt proiecte care vor crește calitatea în infrastructura băcăoană și sper că aici, așa cum am și văzut, s-a făcut front comun. Am înțeles abținerile colegilor de la USR, pentru că dânșii n-au votat acel proiect național, presupun, nu că nu doriți dezvoltarea Bacăului. Da? Am pus corect, mi-am dat, nu știam de ce nu votați. Chiar am încercat să găsesc o explicație. Eu cred că orice lucru, orice ban care vine în județul Bacău, nu poate fi decât benefic. Știu că era un plafon de vreo 145 de milioane și noi ne-am dus cu un alt proiect un pic mai mult de atât. Sperăm să le prindem pe toate și sperăm în ajutorul colegilor de la PNL să reușim să aducem în județul Bacău aceste sume de bani și să facem aceste investiții. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu îl felicit pe directorul general de la Protecția Copilului și nu numai, și pe directorul general adjunct, domnul Popa, și pe doamna Miclăuș, cred că nu mă înșel, că v-am văzut în spate acolo, pentru curajul de a face o asemenea organigramă și pentru faptul că au muncit într-un mod susținut și au avut tăria de caracter să meargă din aproape în aproape, să discute cu oamenii în așa fel încât să nu genereze sincope în activitatea instituției. Eu le doresc succes în activitate și o să ne vedem peste ceva luni cu un raport de activitate prezentat în fața consilierilor județeni. În altă ordine de idei, dacă nu sunt alte luări de poziții, vă rog, domnul consilier județean. Nu trebuie să mai participe și deși la
dezbaterile noastre, chiar dacă astea sunt publice, într-adevăr, orice cetățean al județului poate să le asiste, dar nu sunt în note diferite, au subiecte diferite și de aceea cred că ar trebui făcut separat. Da. Mai mult decât atât, ferească Dumnezeu, se poate întâmpla să se trezească cu un vot defavorabil cineva din încrâncenarea asta politică, cine știe ce mai scoatem. Și atunci vine cel care este premiat, vine într-o altă întâlnire noastră, o ședință extraordinară, eventual, și i-am înmânat medalia sau placheta, diploma. Așa cred că ar fi mai civilizat. Ați văzut că au fost participanți invitați de doamne care le aveau flori, le-au suferit și toate vreau să țin niște discursuri. Da, m-au oferit ocazia. Mai mult de atâta, cred că nu au simțit ei. Da. Mai mult de atâta, un referat de aprobare sună sec, sună tehnic. Ia gândiți-vă cum ar fi într-un eveniment ăsta, o festivitate de acordare a titlului, o laudat și o susținut de o personalitate. Chiar de cineva dintre noi. Cred că ar trebui să ne gândim la asta și cred că ar trebui să facem un regulament de atribuire a titlului de cetățean de onoare, în care o comisie specială, care să includă nu numai consilier, să fie și personalități în afara Consiliului sau dintre instituțiile subordonate, știu, directorul muzeului, directorul Centrului de Promovare a Culturii și Arte, o personalitate a lumii religioase, a bisericii. Deci, cred că așa ar trebui, e o propunere și cred că ar trebui să facem un proiect de hotărâre și de aici să se nască un regulament, să se nască o comisie. Mulțumesc! Nu cumva să-l propuneți cu domnul Olteanu, ca cetățean de onoare, că va fi jenat pentru cetățean de onoare. Vreau să răspund. Un singur lucru vreau să vă spun. Unul din motivele pentru care astăzi în ședința de Consiliu Județean colegii noștri s-au abținut de la orice comentariu este pentru că tocmai am avut o discuție înainte de a nu provoca opoziția să aibă poziții contrare. Colegii mei pot să mă contrazică, dacă nu e așa, dar noi am avut o discuție preliminară pentru a păstra o solemnitate acestei ședințe. Asta e un aspect. Al doilea aspect, dacă ați observat, am pus pe ordinea de zi în principal această desemnare din partea noastră, ca tocmai să nu participe la ședințele, la punctele de vedere ulterioare. Acum știți foarte bine că noi ar fi trebuit, dacă era să luăm așa, noi trebuia să facem această desemnare de conferirea acestui titlu de undeva de acum o lună de zile, dar n-a putut doamna Harja, am încercat să ne pliem și pe programul dânsei și pe ședința care o aveam de făcut ordinar. Asta au fost motivele. Dar să știți că am să iau în calcul ceea ce propuneți dumneavoastră, că atunci când se conferă titlul de cetățean de onoare să fie o ședință unică. Eu cred că fiecare dintre noi avem responsabilitate și avem și un mod de a nu... Nu cred că exista vreun risc să nu se voteze desemnarea ca cetățean de onoare a doamnei Hașa. Tocmai pentru că împlinea doamna director întrunea toate calitățile care au recomandat-o pentru cetățean de onoare. De asemenea, propunerea pentru cetățean de onoare poate să facă oricine. Important și cred că și dumneavoastră, ca și consilier județean, puteți să faceți, dar trebuie să îndeplinească anumite condiții. Și asta cred că știți dumneavoastră mai bine decât o știu eu, că pentru mine a fost un element de noutate, pe de o parte, și pe de altă parte a fost și un element de... Trebuie să recunosc că am fost emoționat, pentru că eu o cunosc pe doamna de câțiva ani și am văzut în dânsa un mod de viață extrem de bine făcut, extrem de un exemplu pentru noi toți. Știți foarte bine că de asta am propus-o ca cetățean de onoare.
O să iau în calcul și ceea ce a spus dumneavoastră, dar înainte de toate ar trebui să facem regulamentul ăla de organizare și funcționare a Consiliului. Da? Da, avem. Că avem? O să mai lucrăm la el. Nu s-au schimbat valorile, nu s-au schimbat principiile după care se... Da. Da. Bine. Dacă nu mai sunt alte intervenții, da? Vă doresc un weekend plăcut și sănătos, stimați colegi, și la mulți ani!